Salutare pariori! Pentru ziua de vineri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 5 pronosticuri. Haideți să le vedem! Krajnović Berrettini. Tenis Tipster 92 spune că ambii jucători se simt bine pe suprafața de zgură, însă au stiluri de joc diferite. Krajnović preferă schimburile de mingi din spatele terenului, în timp ce Berrettini se bazează mult pe serviciul său puternic. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru se așteaptă la un meci echilibrat, care cel mai probabil va fi decis în set decisiv, așa că pronosticul lui este că se vor produce cel puțin 22 de game-uri. Augsburg-Köln. Ambele echipe sunt implicate în lupta pentru salvarea de la retrogradare, așa că tipsterul nostru se așteaptă la un meci destul de echilibrat. Ținând cont de importanța meciului și de faptul că în ultima perioadă cele două echipe au avut prestații slabe pe faza de apărare, tipsterul BMG recomandă pariul pe 2, 3 sau 4 goluri marcate. Calgary Flames-Montreal Canadiens. Gazdele aproape că au ieșit din calculele calificării în fazele superioare din NHL. Acestea ocupă locul 5 în clasamentul diviziei de nord și se află la 8 puncte distanță de ocupanta locului 4 și totodată de următorilor adversari. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că ambele echipe dețin linii de atac foarte puternice și având în vedere că în fiecare din ultimele 9 meciuri disputate de Flames pe teren propriu s-a depășit linia de 5 goluri marcate, pronosticul tipsterului nostru este peste 4,5 goluri. Arsenal-Everton. În opinia lui Radu Oprea, Arsenal traversează o formă mai bună decât Everton, așa că ar trebui să obțină cel puțin un punct. Tunarii au avantajul terenului propriu, iar Everton este fără victorie pe acest stadion de aproape 25 de ani. Cu toate acestea, având în vedere faptul că cele două formații au la dispoziție jucători de valori apropiate, pronosticul tipsterului nostru este 1x și sub 3,5 goluri. Ana Coniuch, Marta Kostiuk. Andrei Bratu spune că ambele jucătoare s-au descurcat excelent la turneul de la Istanbul, impunându-se în precedentele două meciuri în minimul de seturi. Astfel, având în vedere că sunt la fel de odihnite și intrate deja în ritmul competiției, tipsterul nostru nu se așteaptă ca vreuna să se impună într-o manieră categorică și recomandă pariul de peste 19,5 game-uri. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.